Prințul Broască. O tânără și prea frumoasă prințesă se juca pe malul unui râu, alergând după fluturi și scăpătia de manapă. Începu să plângă așa de amarnic, încât broaștelor de pe mal îi se făcură milă de ea. Un broscoi urât care stătea în apă o întrebă: "Ce-mi dai dacă ți-aduc diadema înapoi?" Prințesa-i promise că îi dă atât aur cât își dorește. "Eu nu-mi doresc decât să rămân cu tine și să fiu prietenul tău." Prințesa-i promise, iar fi promis orice numai ca să-și primească diadema înapoi, dar nici prin gând nu-i trecea să-și țină promisiunea. De îndată ce primi diadema înapoi, fugi spre casă, iar broscoiul, cu toate că nu o putu ajunge din urmă, se luă după ea până la palat. Prințesa, când îl văzu, se sperie și ceru ajutorul tatălui ei. "Tată, tată, scapă-mă de broscoiul ăsta!" strigă prințesa. "De ce se ține după tine?" întrebă împăratul. "Oac, oac, mi-a promis că dacă îi aduc diadema, voi fi prietenul ei," răspunse broscoiul. Împăratul, după ce află ce s-a întâmplat, îi porunci fetei lui să își țină promisiunea. O promisiune e mai rea ca o datorie, spuse împăratul. Va trebui să-ți ții promisiunea făcută. Fata prinse cu două degețele broscoiul, dar îl aruncă imediat pentru că îi se făcu scârbă de el. Dar până și această scurtă atingere a fost de ajuns ca să rupă vraja, iar broscoiul cel urât s-a transformat într-un prea frumos prinț. Nici nu mai trebuie să vă spun că și de data aceasta povestea s-a terminat cu o nuntă ca în poveste.